Bună ziua, stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, membrii Comisiei de Îndrumare, onorată asistență. Ședința de astăzi este consacrată susținerii tezei de doctorat a pretendentei la titlul științific de doctor în științe filologice, doamna Pătran Florentina. Doamna Florentina Pătran a fost înmatriculată în anul 1, școala doctorală, în cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, studii cu frecvență redusă, domeniul științei este 62 filologie, ramura științifică 621 științe ale limbajului, profilul științific 621-05 semiotică, semantică, pragmatică. Tema tezei de doctorat, studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, a fost aprobat prin Ordinul Rectorului ULIM, numărul ES450, din 4 octombrie 2017. Conducător științific Sărin Angela, doctor habilitat în biologie, conferențiar universitar, membrii Comisiei de Îndrumare Manole Ion, doctor habilitat în biologie, profesor universitar, Vulpe Ana, doctor în filologie, conferențiar universitar, Stoianov Inga, doctor în filologie, conferențiar universitar. În timpul studiilor, doamna Pătran Florentina a îndeplinit programul de învățământ integral, acumulând în total mai mult de 180 de credite ECTS. În fază deciziei Consiliului Științific ULIM, proces verbal numărul 3 din 22 martie 2021, a fost aprobată prin Ordinul Rectorului ULIM din numărul 284 din 1 septembrie 2021, Comisia de Susținere Publică a tezei de doctorat în științe filologice a doamnei Pătran Florentina cu tema Studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, domeniul științific 62, filologie, ramura științifică 621, științe ale limbajului, profilul științific 621-05, semiotică, semantică, pragmatică. Dați-mi voie să prezint componența Comisiei de Susținere Publică. Doamna Mincu Eugenia, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu HDU, al MEC, președinte. Sărin Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, conducător de doctorat. Deci, Cacați și Daniel, pe care îl avem acum pe ecran, și să salutăm cu această ocazie, domn profesor, doctor în filologie, profesor universitar habilitat, Universitatea Politehnică din Timișoara, decan Facultate Științei ale Comunicării, membru referent. Manole Ion. Bună ziua, tuturor. Da, bună ziua, domn profesor, încă o dată. Manole Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, ULIM, membru al Comisiei de Îndrumare, membru referent. Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu HDU, al MEC, membru referent. Lihar Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar, director de departament, membru referent la Universitatea de Stat a Moldovei. Popovski Liliana, doctor în filologie, cercetător științific superior, Institutul de Filologie Română Bogdan Petricecu HDU, al MEC, membru referent. Dosarul pretendentei la titlul științific de doctor în științe filologice a doamnei Pătran Florentina conține următoarele acte necesare. Cererea doctorandului privind demararea procedurii de susținere a tezei de doctor în Comisia de Susținere Publică și a tezei de doctorat, extras din ordinele numărul 450 din 4 octombrie 2017, privind aprobarea conducătorului științific și membrilor Comisiei de Îndrumare. Certificatul de absolvire a studiilor superioare de doctorat cu creditele acumulate. Extras din procesul verbal al Consiliului Științific ULIM privind resusținerea tezei de doctorat, din care rezultă acordul privind organizarea susținerii tezei în cadrul Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Formularul evaluării tezei de doctorat de către membrii Comisiei de Îndrumare. Avizul membrilor Comisiei de Îndrumare asupra tezei de doctorat și rezumatului. Acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat. Avizul conducătorului științific asupra tezei de doctorat și rezumatului. Acceptul privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat. Declarație semnată de doctorand privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor,
precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională. Declarația semnată de conducător științific privind acumularea răspunderii, asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională. Ordinul numărul 284, din 1 septembrie 2021, semnat directorul ULIM, de formare a Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat a doamnei Pătran Florentina. Informații privind competențele profesionale ale membrilor Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat. Lista publicațiilor la tema tezei de doctor, adeverința prin care se confirmă depunerea tezei de doctorat și a rezumatului în fondul Bibliotecii ULIM și în fondul Bibliotecii Naționale, lista instituțiilor, organizațiilor și bibliotecilor pe adresa cărora a fost expediat rezumatul tezei de doctorat, rezoluții privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, raportul de similitudini, teza de doctor a fost examinată printr-un sistem antiplagiat, sistem antiplagiat RO, curriculum vitae al candidatului, copie buletinului de identitate și teza de doctor în filologie, rezumatul tezei în limba română și limba engleză. Dacă aveți întrebări la componența dosarului sau alte întrebări, vă rog să le adresați acum. Întrebări nu sunt, vă mulțumim. Și acum cuvânt se acordă doamnei Eugenie Milcu, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, președintele Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat. Vă mulțumesc, doamna Gila, permisiunea dumneavoastră. Asta așezată. Stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, stimați membri ai Comisiei de Îndrumare, onorată asistență. În baza deciziei Consiliului Științific ULI, a fost aprobată Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat prin Ordinul Rectorului ULI, numărul S-284, din 1 septembrie 2021, a doamnei Pătran Florentina în următoarea componență nominală. Deja membrii au fost nominalizați, dar fac o nominalizare executată în funcție de protocol. Mincu Eugenia, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, Institutul de Filologie Română Bogdan Bălicei cu HDL, președinte, Sabina Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, conducător de doctorat, Nejica Daniel, doctor în filologie, profesor universitar habilitat, Universitatea Politehnică din Timișoara, decan, Facultatea Științei ale Comunicării, membru referent, Manole Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, ULIM, membru al Comisiei de Urmare, membru referent, Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, Institutul de Filologie Română, Bogdan Petrucicu Cașteu, membru referent, Lifar Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar USM, Universitatea de Stat din Moldovei, membru referent, Bogoschi Leleana, doctor în filologie, cercetător științific superior, Institutul de Filologie Română, Bogdan Petrucicu Cașteu, membru referent. Toți membrii comisiei sunt prezenți. În conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclu 3, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 1007 din 10.12.2014, regulamentului privind organizarea programelor de studii superioare de doctorat și funcționarea acestora în cadrul școlii doctorale ULIM, cuvânt are pretendentul la titlul științific de doctor, doamna Pătran Florentina, care, în conformitate cu procedura operațională de susținere publică a tezei de doctor, timp de 20-30 de minute va prezenta principalele rezultate științifice, concluzii, recomandări, cuprinse în teza de doctorat. Bună ziua! Stimați membri și onorată audiență! Tema noastră de cercetare este intitulată Studiul semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, conducător științific, doctor habilitat, conferențiar universitar, Savin Angela. Cercetarea noastră își propune să investigheze limba engleză tehnică din prisma aplicabilității sale într-un domeniu tehnic. Reflecția asupra înțelegerii limbii engleze pentru scopuri specifice, ESP, o ramură extrem de semnificativă
IELT, English Language Teaching, are o istorie îndelungată care se confundă deseori cu limba engleză generală. În scopul comunicării profesionale, limbajul specializat este unul din elementele care facilitează atingerea unor obiective scontate. Recunoscând că există resurse lingvistice, lexicale, semantice, pragmatice, gramaticale și funcționale, de care utilizatorii se pot folosi pentru a-și atinge scopurile de comunicare în mediul profesional, studiile de specialitate au atribuit lexicului specializat denumirea de limbaj pentru scopuri specifice. Este bine cunoscut faptul că ESP, din punct de vedere al motivației semnului limbii, a fost studiat sporadic, doar pe anumite ramuri ale ELP. Până în prezent, nu dispunem de lucrări care ar fi analizat ESP cu precădere Technical English pentru industria petrolieră în plan sintagmatic și pragmatic pe baza conceptului cu privire la relația significant-significat. În condițiile evoluției diferitelor domenii ale tehnicii, se impune dezvoltarea materialului lexical care se constituie din sisteme lexicale. Prin urmare, apare necesitatea de a utiliza lexicul specific pentru a denumi noțiuni tehnice unice care se corespundă dezvoltării și îmbogățirii lexicului motivațional. Subiectul ales de noi este actual tocmai datorită abordării sincronice, semantice și pragmatice a unităților lexicale specializate din industria petrolieră, în special pentru corelațiile lor din limba română. Din aceste considerente, activitatea noastră profesională în utilizarea lexicului specializat din domeniul petrolier ne-a conferit o reală și necesară documentare asupra acestui studiu și ne-a dat posibilitatea să ne încumetăm SEO și să realizăm o incursiune în timp asupra unor studii de semantică și pragmatică din literatura de specialitate. Actualitatea cercetării constă în determinarea faptului că engleza pentru scopuri specifice și engleza generală sunt două entități diferite. Așadar, studiul nostru abordează din perspectivă teoretică, aplicativă și didactică aspectul al corelării, analogiei și asimetriei unităților lexicale specializate prin prisma diverselor concepte referențiale care stau la baza metaforelor cognitive. Sunt cercetate o serie de unități logice specifice lexicului în industria petrolieră care prezintă surse de dificultate în învățarea și deprinderea vocabularului specific acestui domeniu. Această lucrare, născută fiind atât din experiența acumulată în domeniu, cât și dintr-o necesitate de limba engleză pentru scopuri specifice, încorporează și identifică specificul lingvistic din principalele departamente ale industriei petroliere prin evidențierea unor particularități a două unități de limbă, cea românească și cea engleză. Așadar, în prezenta teză, ne-am propus drept scop stabilirea componenței semnice a elementelor câmpurilor conceptual-semantice din domeniul petrolier, ceea ce contribuie la depistarea tuturor sensurilor încorporate în unitatea globală. De asemenea, controversele create prin echivalențele corecte ale termenilor din limba română cu cei din limba engleză au motivat obiectul nostru de a stabili relații pe orizontală din interiorul sistemului lexical al limbajului specializat sau comunii interdisciplinar, câmpurile funcționale semantice, ale cărui unități logice au fost supuse transformărilor metasemice. Pe baza celor expuse mai sus, studiul de față poate contribui la clarificarea unor chestiuni de lexic specializat din perspectiva analizei pragmatice și semantice, al cărui target este de a conferi o investigare și o descifrare profesională a lexicului petrolier, precum și de a prezenta un sistem unic de coduri și abrevieri căruia, la nivel contextual, îi corespunde doar un sens unic, într-un context unic, cât și o singură referință și imagine conceptuală. Obiectivul prezentei teze este de a prezenta studiul materialului glotic în formă de câmpuri conceptuale semantice, ale cărui elemente au fost cercetate cu ajutorul diverselor metode și procedei de investigare pentru stabilirea acelor semne care nu au fost încă depistate în dicționarele de specialitate sau de a eșalona lexemele sau îmbinările stabile de cuvinte utilizate în domeniul petrolier. Privind ipoteza de cercetare, fiind o sinteză a diverselor abordări privind stilul, limbajul tehnic, chintesența acestui studiu este prezentată de materialul atent selecționat și prezentat pe compartimente de lucru. Am recurs la selectarea unor serii de unități lexicale, mai puțin cunoscute de nespecialiști, tocmai cu scopul de a explica utilizarea corectă și adecvată a lor de către traducătorii din domeniu. Aceste elemente și aspecte conduc la livrarea unor rezultate care să elimine și să evite apariția unor
eventuale ambiguități. Am propus o modalitate diversă de cercetare, utilizând diferite metode, precum cea descriptivă, contextuală sau metoda documentării. Pe lângă acestea, în teză sunt folosite și unele procedee ale metodei structural-semantice. Elaborarea unui corpus biling român-englez-englez-român al limbajului tehnic multidisciplinar a fost efectuată utilizându-se metoda comparativ-contrastivă. Deci, de asemenea, au fost folosite metode de investigație diacronică și sincronică, întărite de exemplificări și activități practice, menite să activeze și să consolideze autonomia de comunicare în limba română. Am propus evidențierea trăsăturilor semantice și structurale unice ale englezei tehnice, precum și unele interferențe lingvistice între limbajul general și cel specializat. De asemenea, se propune oglindirea unor seme experimentare ale lexemelor din domeniul petrolier, depistate de autoare în baza documentelor de specialitate, în raport cu cele deja reliefate în dicționarele explicative. Cu privire la sumarul capitolelor, începem cu primul capitol, intitulat Fundamente teoretice ale limbajelor specializate, care este destinat aspectelor teoretico-științifice cu referire la modelele fundamentale din literatură de specialitate pe baza documentării științifice și a interpretării critice a studiilor din domeniu. Aici prezentăm și reliefăm aspectele semantice și pragmatice cu privire la semnul glotic, diferențiem lexicul comun de cel specializat, limbajele specializate versus clarificarea diastrafică, vorbim despre relația semnificant și semnificat la nivelul lexicului comun și celui specializat din domeniul tehnic, industria petrolieră, pe care o vom regăsi pe parcursul lucrării. De asemenea, în acest capitol, încadrăm cercetarea noastră sub aspectul funcțional semantic, oferim o clasificare privind relația între lexicul ESP, General English și ramurile acestora, în speță cel tehnic, și de asemenea reliefăm și descriem conceptul de metasemie, identificăm și descriem gruparea unităților lexicale în conformitate cu câmpurile semantice. Capitolul 2, abordări metodologice în studiul limbajelor specializate, îl dedicăm prezentării metodelor științifice specifice de cercetare folosite. Aici au fost identificați și selectați candidații termeni pe baza frecvenței utilizării și complexităților semantice și s-au analizat individual, precum și contextual, pentru a formula ipoteze ale echivalenței în cele două idiome. Una dintre metodologiile de cercetare exemplificate în prezentul capitol este o combinație a abordării bazate pe corpus prin care se urmărește identificarea echivalenței funcționale a termenilor din limbajul specializat. Din perspectiva compunerii sintagmatice sau a mijloacelor de formare a unităților lexicale prezentate în microcâmpurile conceptuale din următorul capitol, am remarcat prin exemplele selectate prezența unor termeni bimembri sau polimembri plus unul sau mai mulți determinanți în componența cărora substantivele alcătuiesc procentul cel mai scăzut din punct de vedere statistic. Însă, îmbinările de lexeme stabile cu componența substantiv la un eșantion de aproximativ 39 de elemente, am observat că acestea sunt cele mai frecvente. Și aici avem unul dintre tabelele din lucrare, din cercetare, privind perspectiva echivalenței, unde se poate observa cele trei etape în care am identificat, am selectat posibilii candidați, după care am verificat echivalența lor. În urma unei inventarieri, cele mai productive s-au dovedit a fi unitățile lexicale din Technical English, iar din punct de vedere morfosintactic, cele mai productive rămân structurile bimembre, adică cele substantiv plus substantiv, urmate de cele trimembre. Datele și rezultatele obținute au fost recitate și prezentate pentru comparație, folosindu-se metoda de clasare, care a constat în contabilizarea unui număr considerabil de unități lexicale sau de îmbinări de lexeme stabile cu formule de semantico-distributive. Rezultatele obținute le-am reliefat procentual în graficele prezentate pe parcursul cercetării, iar pentru stabilirea influenței formulelor semantico-distributive, am ales ca metodă de scalare metoda diferențialei semantice. Așadar, din centralizarea datelor, rezultatelor obținute, în urma efectuării statistice, rezultă că există, într-adevăr, un echilibru
semantică la nivelul limbajului tehnic de specialitate. În scopul evidențierii relațiilor pe verticală și orizontale a elementelor câmpului, a fost utilizată metoda cercetării câmpurilor funcțional-conceptuale. Cu privire la componența semnică a unităților lexicale, am propus preanaliză o parte din microcâmpul conceptual OLE. Pentru a se vedea componența semnică a unităților biotice din microcâmpul DAR, am elaborat descompunerea acestora în seme componente. Și am observat că sema cea mai reprezentată este S1, adică domeniul în speță Oil and Gas Industry, care joacă rolul de hiperlexem în raport cu alte seme ale elementelor câmpului, intră în structura semnică a tuturor unităților biotice, determinând relații monosemantice în unele cazuri. De exemplu, oil well sau oil field. Sau relații hiperonimice, exemplu, crude oil. După cum am observat, semnul comun oil stabilește relații de hiponimie, denumește conceptul generic, deosebindu-se prin cel puțin o trăsătură distinctivă și care este relație de coordonare. O analiză semnică a unităților lexicale și a substantivului corelat ne-a condus la afirmația acum că acestea au caracteristici comune. Exprimă aceeași parte de vorbire, au aceeași semnificație, dar și câteva distinctive. Caracter polisemantic, tipul de relație semantică dezvoltată. Fiecare lexem are sensul lui specific domeniului tehnic, iar unele se definesc prin contextul aferent. Capitolul 3 este denumit clasificări și particularități ale lexicului din domeniul industriei petroliere, este destinat limbajului general versus celui specializat și câmpurilor funcționale semantice generale versus celor specializate, motivaționale. Aici, un loc apart în acest capitol, îl deține analiza unităților de limbă monolexicale și polilexicale și a expresiilor sintagmatice care au condus la îmbogățirea și evoluția vocabularului specializat al industriei petroliere. În același timp, prezentăm clasificarea ale termenilor tehnici în raport cu etapele operaționale din domeniu. Astfel, delimităm definirea unui specialist în domeniu următoarele sectoare. Sectorul upstream, sectorul operational, sectorul exploration and production, sectorul well workover and intervention jobs and și sectorul drilling. Pe parcursul acestui capitol prezentăm și exemplificăm grupuri de lexeme, bine stabile de cuvinte, expresii pe care le clasificăm în câmpuri conceptuale și examinăm echivalențele lor în limba română. Elaborăm de asemenea o analiză o analiză lexicomorfologică cu privire la compunerea sintagmatică, la îmbinări stabile de îmbinări de cuvinte stabile cu formule semantico-distributive și dezbatem o clasificare a structurilor componente. De asemenea, identificăm, ierarhizăm și prezentăm grafic următoarele fenomene. Al componentei sintagmatice, referitoare la tipul unităților lexicale, al polisemiei, al sinonimiei, precum și al tipo-hiperonimiei. Iar în baza corpusului selectat, din fiecare microcâmp conceptual, stabilim productivitatea acestor unități lexicale pe baza modului de compunere lexicală. Am observat că cele mai semnificative clasificări ale unităților lexicale au la bază criteriul structural, sintactico-morfologic, structuri substantivale, verbale sau adjectivale, din membre, trimembre sau polimembre. Statistica noastră efectuată la nivelul fiecărui microcâmp conceptual ne-a demonstrat că cel mai mare procent, peste 80%, revine formulei semantico-distributive. Și dorim să susținem acestele prezentate, oferim spre identificare graficul de mai jos, unde observăm formule semantico-distributive ale microcâmpului conceptual UR. În capitolul 4, pe care l-am intitulat Modele conceptuale metasemice, particularități ale limbajului specializat, studiem și prezentăm conceptele metasemice în limbajul tehnic specializat. Aici ne concentrăm asupra prezentării aspectelor fenomenului metaforic, oferim termeni creați prin transfer metasemic, care se numesc fie echipamente, fie procese sau concepte complexe din domeniul nostru de cercetare, pentru a facilita înțelegerea și interpretarea limbajului tehnic. În formarea lexicului specializat tehnic, metafora este una dintre modalitățile semnificative de a prezenta concepte tehnice
Iar metasemia este un fenomen cognitiv care implică procese și fenomene ale cunoașterii la nivel conceptual. În acest capitol am reflectat pe limbajul specializat din perspectiva corelării, analogiei și asimetriei termenilor între diverse concepte referențiale care stau la baza metaforelor cognitive. Aici am pus accentul pe cercetarea relațiilor și analizarea semantică, structurală și comparativă a termenilor din industria petrolieră, formați și dezvoltați prin metasemie, atât în limba engleză cât și în limba română. Am încercat să identificăm caracteristicile și particularitățile distinctive ale modelului terminologic specializat din domeniul petrolier, respectiv din domeniul forajului, al producției sau al operațiunilor de intervenție la sondă, care sunt prezentate din punct de vedere al originii termenilor. Am examinat de asemenea aspectul metasemic al termenilor tehnici englezi, formați cu ajutorul metaforei, în baza corpusului selectat și am investigat limbajul specializat general din domeniul industriei petroliere, atât în limba română cât și în limba engleză, folosind analiza lexicală și semantică și analiza comparativă și contrastivă a modelelor conceptuale petroliere. Așadar, pe parcursul analizei noastre, privind modelele metasemice, am depistat, de exemplu, conceptualizarea termenului. Well, gas, oil, pipeline, tools, equipment, drilling operation, production operation, well operation, având ca sursă următoarele. Obiect, om, organisme vii, plantă, gaze și așa mai departe. Analizând două categorii de modele conceptuale, am scos la iveală faptul că transferul metasemic este o modalitate productivă de formare a termenilor, deoarece acest proces lingvistic a evoluat odată cu societatea și tehnologia. Noutatea metaforizării limbajului specializat se referă la crearea unei terminologii noi, utilizând în mod comparativ-contrastiv limbajul general, contextul și tehnicul. Acești termeni noi capătă valoare semantică nouă, devenind unități semantice cu sensuri noi. Astfel, sensul lor devine strict specializat într-un anumit domeniu. Analiza modelelor conceptuale este susținută de informații suplimentare, cum ar fi imaginea ale echipamentelor sau ale conceptelor acestora. Modelele metasemice identificate, care funcționează în sistemul semantic funcțional al industriei petroliere, corespund modelelor metasemice ale limbajului comun. Aceste exemple confirmă ideile expuse și ne acordă dreptul de a afirma că procedeul de transfer metasemic este caracterizat printr-o trăsătură definitorie, și anume prezența a două sau trei componente metaforizate. Spre exemplu, junk basket, în limbajul general, înseamnă coș de gunoi, însă în limbajul specializat este o freză magnetică. Spider înseamnă păianjen, în limbajul general, iar în limbajul specializat este un echipament numit broască cu pene. Sau, mai putem la un exemplu, fishing tool. Fishing tool este un altă pentru pescuit. Însă, în limbajul specializat, este un echipament, o unealtă, de fapt, pentru operațiunea de instrumentație care se folosește în sondă. Și așa mai departe. Referindu-ne la evoluția acestor unități polilexicale stabile, putem preciza că ele au fost constituite în timpul și pe parcursul apariției și prezentării de noi tehnologii și echipamente tehnice, suferind, bineînțeles, numeroase transformări și adaptări lingvistice. Așadar, în urma demersului nostru, am putea formula următoarele concluzii. Asigurarea comunicării în cadrul unei activități profesionale specifice se realizează prin intermediul limbajului de specialitate. Acesta utilizează coduri semiotice extralingvistice funcționale cu scopul de a transmite corect mesajul pentru comprehensiunea textului. Textul tehnico-științific este alcătuit din elemente lexicosemantice care este influențat de realitățile extralingvistice. Relația dintre semnul glotic și obiectul pe care îl reprezintă este dintre semnificat și semnificant, este raportată la conceptualizarea funcțională semantică a lexicului specializat.
limbajele de specialitate pot veni în legătură cu diferențierea diastratică, iar între lexicul comun și cel specializat s-ar interpune tocmai pregătirea de specialitate. Specialiștii din diverse domenii de activitate utilizează sisteme lingvistice specifice, adică stilurile funcționale ale limbii. Particularizarea limbajului de specialitate este dată de faptul că terminologia este formată atât din unități lexicale ale limbajului general, cât și din lexicul specializat și specific domeniului profesional. Am observat prezența unui număr considerabil, Așadar, o altă concluzie. Limbajul specializat funcționează prin intermediul relațiilor paradigmatice, polisemie, sinonimie sau relații semice, ierarhice, hiper și hiponimie. Polisemia unui termen tehnic, fie ea externă sau internă, este determinată de context. Sinonimia este, într-adevăr, prezentă în tehnică limbiș, însă frecvența este destul de redusă, aproximativ 20%, comparativ cu general English, deoarece poate crea confuzii. Aceasta se datorează faptului că limbajul specializat este caracterizat prin unicitate și precizie, iar contextul este definitor. Relația de hipo-hiperonimie se regăsește în cadrul limbajului specializat tehnic, în forma unui sistem conceptual structural și ierarhizat, caracterizat fiind de relațiile pe care le dezvolt. Lexicul din domeniul tehnică limbii și-a dezvoltat un sistem unic de coduri și abrevieri, cărora, la nivel contextual, nu le corespunde doar un sens unic, o singură referință și imagine conceptuală. În limbajul specializat, se remarcă o migrare a termenilor din limbajul general la formarea lui, metafora, este una dintre modalitățile semnificative de a prezenta concepte tehnice, iar metasemia este un fenomen cognitiv care implică procese și fenomene ale cunoașterii la nivel conceptual. Efectuarea unei analize calitative a textelor autentice în domeniul industriei petroliere, folosirea metodei analizei semice, perspectiva de identificare a echivalenței funcționale a termenilor din tehnică limbiș, metodele comparativ interpretative, metoda de scalare, metoda diferențială semantice, ne-au permis să oferim o imagine mai completă, mai detaliată a unui lexic specializat, dinamic și eterogen. O altă concluzie a fost aceea că metaforele conceptuale, prin care sunt desemnate procese sau obiecte, fac parte din categoria metaforelor de resistematizare, întrucât domeniul conceptual, obiect sau proces, îi se asociază semnificant. Cercetarea în domeniul industriei petroliere este orientată în principal către inovație și rezultate practice, materializate în dezvoltarea și îmbunătățirea unităților lexicale existente. De aceea, dorința noastră a fost de a crea un dicționar sau un corpus de lexeme și limări stabile de cuvinte specifice acestei discipline. Rezultatele cercetării ne permit să formulăm următoarele recomandări. Prezenta teză oferă o premisă fundamentată pentru identificarea elementelor de specificitate prin evidențierea unei analize textuale detaliate a unui corpus autentic și bine selecționat. Rezultatele cercetării noastre reprezintă un studiu integrat care poate fi utilizat la elaborarea unor cursuri academice, științifice sau metodologice. De asemenea, materialele tezei noastre de doctorat vor putea reprezenta un suport și o bază fundamentală de informații limbii engleze pentru scopuri specifice, profesionale, tehnice sau științifice. Această lucrare oferă o premisă pentru identificarea elementelor de specificitate a limbajului tehnic, iar analiza atentă a textelor autentice poate deveni o sursă de informații pentru profesori, traducători sau utilizatori ai limbii engleze pentru tehnică și știință, oferindu-le o imagine mai completă, mai detaliată a lexicului specializat dat. Așadar, studiul de față are repercusiuni conceptuale la nivel semantic, pragmatic și de lexic specializat, cu implicații pedagogice utile în evidențierea specificității disciplinare a acestui lexic.
extensia calitativă a textelor autentice în diferite domenii, până la dispoziția utilizatorului de limbă engleză din domeniul științei și tehnicii, o imagine mai completă a limbajului industriei petroliere, dar și o posibilitate de inițiere în cunoașterea mai profundă a esenței fenomenului ESG. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim. Noi am sesiunea întrebări răspunsuri. Stimați membri ai Comisiei de Justiție Publică, vă rog să adresați întrebări la tema tezei pretendente. Așa de avem o întrebare. Puneți-mi, vă rog, dacă nu vin greu. Ați identificat un fenomen lingvistic, hai să zicem, nou în limbajul ăsta special? Fenomen lingvistic nou? De semantică, de sintagmatică, de paradigmatică, de ce vreți. Din general, ați identificat care nu-i cunoscut ce se numește? Nu cred că nu. Sunt prea mică. Prea mică. Vă mulțumesc. Înainte era când cineva punea, un membru al comisiei punea întrebări, doamna nota și după aceea răspundea la toate întrebările. Dar nu e obligatoriu. Nu este obligatoriu această cerință. Poate că nu. Vă rog să formulați întrebări la tema tezei. Doamne, președinte, domnul Deșica îmi pare că are întrebări. Domnul Deșica. Da, cer scuze. Domnul Deșica, vă rog întrebarea. Spuneți mai tare, să o aude. Domn profesor, aveți întrebări la recomandă? Da, nu, mulțumesc. Am o serie de recomandări pe care am să le formulez atunci când îmi dați cuvântul să citez referatul. Mulțumesc. Bine, dacă nu sunt întrebări, deci membrii Comisiei de Îndrumare deja au oferit un aviz. Nu, avize, mai multe. Avize privind demararea procesului de susținere publică a tezii de doctor. Ele sunt atașate aici la dosar. Deci, principalele recomandări și sugestii care au fost propuse. De arătat mai clar locul și rolul internaționalizării învățământului superior în procesul de integrare și să se reflecte influența reciprocă a acestor procese. De clarificat și de revizuit recomandările și concluziile pe capitole și concluziile generale ale tezei. Bibliografia să fie revăzută, să fie înlăturate erorile de exprimare, perfectarea paginilor, că este vorba de tehnoredactare, să fie revăzută, să fie efectuată, să fie efectuată redimirea unor capitole ale tezei. Rog doctorandul, doctoranda, doamna Florentina Pătran, să arate aceste modificări. Mulțumesc! Voi începe cu răspunsul la observațiile și recomandările înaintate de Comisia de Îndrumare în avizele de la presupunerea tezei din 22 martie 2021. Obiecțiile și recomandările domnului președinte Ion Manoli, doctor habilitat conferențiar universitar, au fost următoarele. O prima recomandare a fost aceea de a include materialul analizat într-un dicționar sau glosar din domeniul petrolier contemporan, deoarece anexele 1 și 2 practic nu sunt suficient de concludente pentru obiectivele propuse la teză. Într-adevăr, vă mulțumesc pentru această recomandare. O să iau în calcul ceea ce mi-ați propus. O altă recomandare. Se cere o atenție mai mare la perfectarea paginației și la tehnoredactarea tezei. Într-adevăr, a existat câteva spații tipografice între cuvinte pe parcursul tezei și precizez că le-am corectat. Da, se vedea paginile din teză 178-180 și pe parcursul tezei, bineînțeles. De asemenea, mi s-a sugerat să revizuim bibliografia, în special cea în limba rusă. Am corectat, dar se vedea la paginile 194-195 din teză. Am completat și lista bibliografică cu publicațiile autoarei. Acest lucru l-am realizat ca să vedea în bibliografie la paginile 186 și 191. Am inclus un număr de 5 lucrări ale autoarei.
Cum continuăm cu sugestiile celorlalți membri? Da. La sugestiile doamnei Ana Vulpe, doctor conferențial universitar, membru al Comisiei de Îndrumare, care se refereau la corectarea unor semne de punctuație sau unor forme stilistice neclare sau repetări supărătoare, am revizuit și corectat aceste deficiențe. Asta se vedea în teza noastră la paginile 10, 12, 60, 23. O a doua recomandare a doamnei Ana Vulpe se referea la modificarea unor denumiri de capitole. Iar pe această cale chiar aș dori să-i mulțumesc pentru aceste propuneri care au fost binevenite și le-am îmbrățișat totalmente. Așadar, s-a propus modificarea capitolului 2 din analiză a conceptelor de metodă, procedee și tehnici de investigare în abordări metodologice în studiul limbajelor specializate. Am realizat acest lucru. Dumnezeu ne-a propus să modificăm denumirea capitolului 3, care se numea Clasificări și particularități ale lexicului din domeniul industriei petroliere, în Clasificări și particularități ale lexicului din domeniul industriei petroliere. Precizăm că am efectuat acest lucru. De asemenea, a propus modificarea denumirii capitolului 4. Modele conceptuale metasemice, particularități ale limbajului specializat, în, dumneavoastră a propus, în modele conceptuale metasemice, particularități ale limbajului industriei petroliere. De asemenea, am îmbrățișat această recomandare și am realizat-o. Dumnezeu a mai propus și modificarea denumirii subcapitolului 4.3, pe care noi îl aveam particularitatea ale limbajului specializat și l-am modificat în particularitatea ale limbajului industriei petroliere. De asemenea, precizez că am realizat toate aceste recomandări. La sugestia doamnei Inca Stoianova, doctor în filologie, conferențial universitar, membru al Comisiei de Îndrumare, am redactat vocabularul și stilul adnotării în limba engleză și limba rusă. Dumnezeu se referea la echivalarea titlului științific, denumirea universității, titlul tezei și așa mai departe. A se vedea în teză la paginile 7-8. De asemenea, la propunerea dumneavoastră de a oferi o denumire tabelelor ce conțin exemple de termeni, precizăm că am realizat. A se vedea în teză la pagina 78. Acestea au fost recomandările și sugestiile membrilor Comisiei de Îndrumare. La mulțumim! În toate avizile ale conducătorului de doctorat, ale membrilor Comisiei de Îndrumare cu sugestii și recomandări sunt anexate la procesul verbal privind presusținerea tezei de doctorat. Menționez faptul că a fost acordat avizul favorabil pentru depunerea oficială a tezei de doctorat și organizarea susținerii publice. În continuare, membrii Comisiei de Susținere vor prezenta rezumatul de analiză sau recenzia la teza de doctor în filologie. Cu permisiunea dumneavoastră, voi face o prezentare succintă. Așadar, recenzie la teza de doctor în filologie, studiu semantic și pragmatic ale limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză. Autor Petran Florentin. Subiectul de studiu al tezei este limba engleză tehnică din perspectiva aplicabilității sale într-un domeniu tehnic și pune în discuție, din perspectivă teoretică, aplicativă și didactică, aspecte ale corelării, analogiei și asimetriei unităților lexicale specializate prin prisma diverselor concepte diferențiale, care stau la baza metaforilor cognitive. Scopul cercetării, identificarea specificului lingvistic din principale departamente ale industriei petroliere, prin evidențierea unor particularități a două unități de limbă, cea românească și cea engleză. Obiectivele sunt subordonate scopului și vizează. Sinteza repertoriului bibliografic, 172 de titluri, existent în literatura de specialitate. Stabilirea relațiilor preorizontale din interiorul sistemului lexical, al limbajului specializat sau comun interdisciplinar.
analiza și eșalonarea materialului biotic în funcție de câmpurile conceptuale semantice, identificarea semnelor, neatestate deocamdată în dicționarele de specialitate, delimitarea de criterii și principii de clasificare a lexemelor, etc. Argumentul furte în realizarea acestui studiu este oferit de către însăși autoare. Insuficiența sau chiar lipsa studiilor care să fie analizat cu pregătire engleza tehnică pentru industria petrolieră în plan sintagmatic și paradigmatic pe baza conceptului cu privire la relația semnificat și semnificat, citat din teză. Prin urmare, riscul de a merge pe o cale bătătorită este exclus. Se cerea o proiectare individualizată a tezei. Așadar, menționăm o concepere a tezei, modalități de punere în discuție, de tratare a problemelor abordate originale, modele fundamentale de semiotică și pragmatică. Deci avem Ferdinand de Saussure, Benvenist, etc. Lexicologie semantică pragmatică, Bidu-Vrânceanu, Savin, Bahnau, limbaj comun, limbaj specializat, Oșeliu, Botnaru, Coteanu, metodologie, etc. Remarcăm prezența materialului fapte, cel mai reprezentativ termen tehnici, englezi și românești din domeniul petrolier, selectați din surse lexicografice, generale și de specialitate. Fiecare capitol e însoțit de concluzii, o sinteză a conținutului. Noutatea și originalitatea științifică ale lucrării sunt incontestabile. Elaborarea unui glosar de termeni din domeniul petrolier, a unui suport teoretic, completează literatura de specialitate în abordarea subiectelor de pragmatică și de semantică generală. Oferă o decodificare profesională a lexicului din industria de petrol și gaze. Concluziile sunt relevante și acoperă obiectivele propuse. Teza este scrisă într-un stil academic clar. Conținutul este coerent. Consemnăm de asemenea și o bună structurare logică a materiei, argumentarea teoretică și deducțiile practice și se impun în urma studierii probleme date. Sunt respectate normele de tehnoredactare necesare în scrierea unei lucrări științifice. Rezumatul tezei corespunde conținutului tezei. În concluzie, modul în care a fost concepută cercetarea, varietatea problemelor abordate, materialul faptic utilizat, subtilitatea observațiilor, rigoarea argumentării, conferă tezii originalitate și profunzime. Teza e elaborată cu multă grijă și responsabilitate, concentrează un corpus de exemple analizate, clasificate, 10 figuri, 2 tabele. Elementul de noutate prezent în teză îi conferă lucrării valoare științifică și aplicativă. Obiectivele și concluziile cercetării sunt formulate argumentativ, plauzibilă este și motivarea investigației. Relevante sunt intențiile de analiză proprie ale autoarei. Considerând că autoarea, meritat de ține titlul științific de doctor în filologie, specialitatea 62105 semiotică, semantică, pragmatică, limba engleză, calificativul acordat foarte bine. În continuare, dăm cuvântul domnului doctor în filologie, profesor universitar habilitat, Universitatea Politehnică din Timișoara, Bejică Daniel. Domnul Daniel. Porniți microfonul. Da, desigur. Da. Stimată doamnă președinte, stimați colegi, stimată candidată, în cadrul deosebită plăcere să dau curs citirii referatului. Cred că se dublează sunetul, nu-mi dau seama de ce. Mă auziți? Da. În regulă. Referat asupra tezei de doctorat, se aude cu dublură cel puțin. Se aude bine, domn profesor. Se aude bine la noi. Bine. Ok, dacă se aude bine, se aude bine, da.
regulă. Referat asupra tezei de doctorat cu titlul Studiu semantic și problematic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, elaborată de doamna Petrean Florentina. Subsemnatul Daniel Dejica Cartiș, profesor universitar la Departamentul de Comunicare și Limbi Străine, Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Politehnică Timișoara, afiliat la Școala Doctorală de Științe Umaniste din cadrul Universității de Vest din Timișoara, în calitate de referent științific, numind fiind prin ordinul numărul 284 din 1 septembrie 2021, emis de Școala Doctorală a Universității Libere Internaționale din Moldova, Chișinău, Republica Moldova, în Comisia de Susținere Publică a tezei de doctorat intitulată Studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, elaborată de doamna Florentina Pătran, am examinat lucrarea și am constatat că posedă calitățile științifice pentru a putea fi prezentată public. Teza aparține domeniului larg al lingvisticii aplicate cu ramificații în semiotică, semantică și pragmatică engleză și este bogată în informații. Autoarea formulează de la început o serie de obiective multiple și ambițioase, și anume aceasta își propune să exploreze și să investigheze limbajul specializat din perspectiva desemnării realităților în domeniul industriei petroliere, să clasifice lexicul în domeniul industriei petrolului în câmpuri, microcâmpuri funcțional-semantice, să coreleze termenii între diverse concepte referențiale care stau la baza metaforelor cognitive, să cerceteze și să descrie semantica unităților lexicale vizate în scopul identificării și determinării particularităților specifice și a modului de funcționare a lexicului specializat tehnic în corpusul selectat și nu în cele din urmă, să stabilească o serie de particularități ale limbajului specializat în conformitate cu câmpurile funcțional-semantice. Doamna Pătran dorește să ofere o lucrare de referință lexicografică, lexicologică pentru domeniul specializat al industriei petroliere și să exploreze această ramură a limbii engleze tehnice, argumentând pe bună dreptate că există o nevoie reală în acest sens, studiile de specialitate din domeniu fiind foarte puține. Teza de doctorat se compune din 4 capitole principale, o introducere și o concluzie. Introducerea este preparată de o listă de admitări și de o listă de tabele, figuri și abrevieri. Concluzia este urmată de o listă bibliografică și o listă de anexe. Introducerea este un capitol în sine. Doamna Pătran prezintă succint actualitatea și importanța temei de cercetare, studiile efectuate în domeniu, scopul și obiectivele cercetării, ipoteza de cercetare, metodologia de cercetare, noutatea și originalitatea științifică a lucrării, nu în ultimul rând, structura tezei. În capitolul 1, Fundamente teoretice ale limbajelor specializate, doamna Pătran prezintă aspectele teoretico-științifice cu referire la modelele fundamentale din literatura de specialitate, pe baza documentării științifice și a interpretării critice a studiilor din domeniu. Scoate în evidență aspectele semantice și pragmatice cu privire la semnul glotic, diferențiază lexicul comun de cel specializat, limbajele specializate LS versus stratificarea diastratică, abordează relația semnificant și comunicat la nivelul lexicului comun și celui specializat din domeniul tehnic, industria petrolieră, evidențiază lexicul specializat din domeniul științei și tehnicii, oferă o clasificare privind relația dintre lexicul ESP, GE și ramurile în speță cel tehnic, PE, și nu în cele din urmă, elefiază și descrie conceptul de metanomie și grupare unităților lexicale în conformitate cu câmpurile semantice. Cadrul teoretic este bine prezentat, capitolul fiind în ansamblu scurt, coerent și detaliat. Doamna Pătran face dovada cunoașterii în profunzime a aspectelor teoretice prezentate,
reușind să facă o sinteză foarte utilă, în care acoperă autori consacrați de opere fundamentale, multilingve, care aparțin patrimoniului universal al cunoașterii, precum Sapir, 1921, Alpeg, 1981, Eco, 1982, Hutchinson și Waters, 1987, Saussure, 1988, Pierce, 1990, Coșeriu, 1994, dar și autori mai noi, contemporani, precum Marinescu, 2011, Crețu Popescu, 2013, Savin Zgârdan, 2014, Răușanu Matiu, 2017, Potnaru, 2019 și mulți alții, dovedind astfel că este la curent și cu cele mai noi cercetări în domeniu. Este de asemenea de remarcat faptul că autoarea trece cadrul teoretic prin filtrul propriu, însoțindu-l de comentarii pertinente, de analize fine și coerente, un aspect important al statutului de cercetător. Abordarea holistică a conceptelor fundamentale și buna cunoaștere a lor i-au permis autoarei să formuleze o serie de ipoteze viabile, să realizeze investigații analitice ale domeniului abordat și, nu în ultimul rând, să traseze o serie de 13 concluzii relevante, sintetizate în ultima parte a capitolului, paginile 60-61 din teză, și pe care motive de spațiu nu le prezint în acest referat. În capitolul 2, abordări metodologice în studiul limbajelor specializate, autoarea prezintă metodele științifice specifice de cercetare, culegere, prelucrare și interpretare a datelor folosite, descrie instrumentele de cercetare și considerațiile de natură etică luate în calcul în desfășurarea cercetării și analiza datelor în funcție de rezultatele cercetării. Metoda de cercetare aleasă de doamna Popescu pentru fundamentarea analizei semantice este una mixtă, care combină analiza calitativă cu cea cantitativă, ceea ce este în acord cu tendințele actuale în cercetare, inclusiv pentru domeniul lingvistic. A se vedea Creswell, 2014, Research Design, Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. În plus, în demersul său, autoarea folosește o serie de alte metode de cercetare, precum metoda de clasare a unităților lexicale, metoda cercetării câmpurilor funcțional-conceptuale, metoda diferențială semantice, pe care le descrie, aplică și exemplifică cu succes pe câteva exemple demonstrative. Și acest capitol este încheiat cu o serie de concluzii cu rol de sumar, clar formulate și reprezentative pentru cercetarea efectuată. Capitolul 3, clasificări și particularități ale lexicului din domeniul industriei petroliere, este unul cu preponderență aplicativ, fiind o ilustrare a rezultatelor obținute de autoare, utilizând metodele de cercetare prezentate în capitolul anterior. Capitolul este format din două subcapitoluri în care autoarea contrastează limbajul general cu cel specializat și câmpurile funcționale semantice generale cu cele specializate, motivaționale, și anume câmpul funcțional semantic, sectorul upstream, urma de microcâmpurile, petrol, rezerve, resurse, țitei, țiței, câmp, teren, sondă, zăcământ, subteran, și câmpul funcțional semantic, sectorul operațional, exprimat de microcâmpurile explorare și producție, operațiuni de reparații capitale și intervenții de sondă și foraj. Autoarea face dovada aplicării cu succes cu metodelor cercetării pe corpul telecom, pe care îl analizează și explică în detaliu. Se remarcă în ansamblul său comentariul realizat de doamna Pătran ca fiind unul detaliat, calitativ, coerent, marcă a unui cercetător consacrat, pe care autoarea îl completează în același timp cu o serie de tabele și grafice originale, precum și cu numeroase exemple, foarte utile în comunicarea și argumentarea rezultatelor cercetării. În capitolul 4, modele conceptuale metasemice, particularități ale limbajului industriei petroliere, autoarea studiază și prezintă conceptele metasemice în limbajul tehnic specializat.
își concentrează atenția asupra prezentării aspectelor fenomenului metaforic, exemplifică termeni creați prin transfer metasemic, care denumesc fie echipamente, fie procese sau concepte complexe din domeniul de cercetare ales, pentru a facilita înțelegerea și interpretarea limbajului tehnic. Argumentează că în formarea lexicului specializat tehnic, metafora este una dintre modalitățile semnificative de a prezenta concepte tehnice, metasemia fiind un fenomen cognitiv care implică procese și fenomene ale cunoașterii la nivel conceptual. Prezintă limbajul specializat din perspectiva corelării, analogiei și asimetriei termenilor între diverse concepte referențiale care stau la baza metaforelor cognitive. În acest capitol, autoarea reușește să îmbine cu succes cadrul teoretic cu cel aplicativ. Trece în revistă concepte fundamentale, așa cum apar în operele lui Coșeriu, 1952, Lakoff și Johnson, 1980, Leach, 1981 și alții, pe care apoi le comentează și exemplifică pe corpusul selectat. Materialele folosite pentru analiză și studiu sunt dicționarele de specialitate și, de asemenea, dicționarele de limbă generală. Autoarea a examinat aspectul metasemic al termenilor tehnici englezi formați cu ajutorul metaforei, în baza corpului selectat. A investigat limbajul specializat din domeniul industriei petroliere, atât în limba română cât și în limba engleză, folosind analiza lexicală și semnifică, și analiza comparativă și contrastivă a modelelor conceptuale petroliere, specificul câmpului funcțional semantic petrol și gaze și utilitatea semantică a conceptelor metasemice. Nu în ultimul rând, autoarea analizează problema metasemiei termenologice în textele științifice și tehnice, unde sunt definite grupurile de metafore terminologice din grupurile ale domeniului petrolier. Analiza efectuată i-a permis autoarei să constate că metaforele simetrice sunt mai numeroase comparativ cu cele parțial simetrice sau cele asimetrice. Această constatare, precum și alte caracteristici și particularități ale limbajului specializat din anumite câmpuri funcțional-semantice, sunt prezentate în secțiunea de concluzii de la finalul capitolului 4. Capitolul de concluzii are în principal o sumativă. Doamna Petrare, luând cele 29 de concluzii și rezultatele formulate la finalul fiecărui capitol din teză. Este o dovadă și reconfirmare a faptului că demersul parcurs de autoare, având la bază necesitatea investigării și înțelegerii mai bune a lexicului petrolier la nivelul limbii române, este unul foarte folositor și că obiectivele principale formulate în faza inițială a cercetării sunt îndeplinite cu succes. Nu în ultimul rând, tot în acest capitol, autoarea formulează o serie de recomandări adresate specialiștilor, precum și modalități posibile de fructificare a rezultatelor obținute. În cele ce urmează, prezint câteva apreciări și comentarii generale în completarea celor prezentate anterior. Doamna Pătran abordează o temă dificilă, extrem de complexă, pornind de la o bibliografie vastă, asimilată și interpretată critic. Tema aleasă și cercetarea realizată sunt extrem de utile, autoarea contribuind prin rezultatele obținute la înțelegerea mai bună a lexicului din domeniul industriei petroliere și la dezvoltarea studiilor din sfera largă a lingvisticii, cu ramificații în semiotică, semantică, pragmatică, lexicologie, terminologie și traductologie. Teza este bine structurată și coerentă, iar capitolele echilibrate. Consider că ar fi fost utilă o secțiune de introducere la începutul fiecărui capitol, redactată în conformitate cu principiile de bază din scrierea academică, care ar fi avut rolul să deschidă capitolul, să familiarizeze cititorul cu scopul și obiectivele capitolelor în cauză și să asigure astfel conexiunea cu capitolele precedente, cu legătura cu capitolul introductiv al tezei. În forma actuală, capitolele încep destul de abrupt. Recomand dezvoltarea subcapitolului 2.1, selectarea și recoltarea corpusului, culegerea de date,
atât din perspectiva cadrului teoretic, cât și prin exemplificări. În forma actuală, formulările autoarei sunt foarte generale, nespecificându-se principiile care au stat la baza selectării corpusului sau proprietățile de bază a acestuia, precum numărul de texte care a alcătuit corpusul, perioada în care acestea au fost publicate, limba sursă a textelor, dacă textele selectate pentru alcătuirea corpusului sunt doar texte originale, sunt texte paralele în limbile analizate, sau dacă conțin și texte traduse. De asemenea, consider că lista de anexe putea fi completată cu câteva exemple de texte folosite de autoare la alcătuirea corpusului, precum și cu lista completă a textelor care au alcătuit corpusul. Capitolul de bibliografie al autorului este complex și bine structurat în câteva subcapitole care includ bibliografie în limbile română, engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, precum și o secțiune bibliografică. Din titlurile citite se pot identifica opere fundamentale, dar și lucrări de specialitate apărute recent, în anii 2019-2020. Doamna Pătran demonstrând că este familiarizată inclusiv cu cele mai noi publicații din domeniu. Acest aspect este vizibil în sintezele detaliate pe care autoarea le realizează, în descrierea demersului cercetării și în special în comentariile pertinente din partea aplicativă a tezei. Chiar dacă bibliografia este diversificată, consider că putea fi îmbogățită. Astfel sunt de părere că ar fi fost relevant ca autoarea să menționeze o operă de referință în domeniu Handbook of Terminology Management, editată de Wright and Goodwin, un compendiu de peste 900 de pagini esențial pentru terminologi, traducători, lexicografi, oricine își propune să analizeze limbajele de specialitate. Nu în ultimul rând, ținând cont de specificul cercetării și de faptul că autoarea a folosit în demersul ei o serie de dicționare generale sau de specialitate, recomand ca acestea să fie evidențiate în o secțiune separată din capitolul bibliografie, fără a fi intercalate cu operele citate. Tabelele limbi, de exemplu de autoare, cu coduri, termeni, colocații sau expresii din domeniul petrolier sunt un număr mare și foarte utile. Consider că, așa cum formulat de altfel și autoarea, în partea de buzul, pot fi folosite ca punct de plecare pentru realizarea unui glosar sau dicționar bilingv petrolier, care cu siguranță va fi un instrument foarte util atât scriitorilor cât și celor care investighează sau activează în acest domeniu. Aceste recomandări nu afectează calitatea tezei, ci sunt menite o îmbunătăți în cazul în care autoarea dorește să o publice. Teza analizată are multiple calități. Este valoroasă cu raport teoretic și aplicativ, doamna Pătran, putând contribuția la cunoașterea domeniului, fiind un real folos studenților, profesorilor, cercetătorilor, traducătorilor și specialiștilor care folosesc acest limbaj specializat în activitățile lor profesionale curente. Doamna Florentina Pătran se dovedește a fi o cercetătoare formată, cu o foarte bună cunoaștere a domeniului, capabilă să desfășoare un studiu reușit, să analizeze și să interpreteze nuanțat și precis datele obținute. Sunt motive pentru care recomand cu deplină convingere să îi se acorde titlul de doctor în științe filologice. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, domn profesor. Dăm cuvântul doamnei Florentina Pătran pentru a răspunde la anumite întrebări, sugestii. Așadar, privind prima recomandare din avizul tezei al domnului Daniel Bejica Cartiș, profesor universitar, doctor habilitat în cadrul Universității Politehnica din Timișoara, care se referea la inserarea unei secțiuni de introducere la începutul fiecărui capitol, cu rolul de a deschide capitolul și de a familiariza cititorul cu scopul și obiectivele capitolelor, am valorificat această propunere tangențial cât ne-a permis spațiul destinat fiecărui capitol. De asemenea,
privind a doua recomandare, care se referă la dezvoltarea subcapitolului 2.1, selectarea și recoltarea corpusului, culegerea de date, din punct de vedere al exemplificărilor, precizăm că am consemnat și am inclus câteva exemple care se pot vedea la paginile 62-65. Referitor la sugestia dumnealui de a îmbogăți bibliografia cu opera de referință în domeniu, și anume Handbook of Terminology Management by White and Budin, precizez că am luat la cunoștință și am consemnat acest aspect. De asemenea, mi s-a sugerat, ținând cont de specificul cercetării, ca dicționarele generale sau de specialitate să fie evidențiate într-o secțiune separată din capitolul bibliografiei, fără a fi intercalate cu operele citate. Trebuie să răspund la această observație și să spunem că redactarea bibliografiei este realizată în conformitate cu regulamentul, cu ghidul ULIM de elaborare și redactare a tezei de doctorat și a rezumatului. Așadar, bibliografia a fost realizată ținând cont de acest ghid. O ultimă recomandare din avizul domnului Daniel de Jica a fost aceea de a folosi tabelele bilingve ca un punct de plecare pentru realizarea unui glosar sau dicționare bilingv petrolier. Pot să spun că voi ține cont de această sugestie în cercetarea mea viitoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Vă mulțumim, domn profesor! Dăm cuvântul domnului doctor Habilitat în Biologie, profesor universitar, Ioan Mamure. Să mulțumesc, Burișa. Cine știe? S-aude? Aici nu-i mă aude și fără mica foame. Încercați așa și așa, așa, domn profesor, să vedeți cum s-aude. Indes, porniți. Acum, da. Mulți stimați membri ai Comisiei de Susținere, onorată asistență, dragi tovarăși, prieteni, dragi asistenți, viitori doctoranți și care vor susține, avem plăcerea de a ne face o mică sărbătoare în contextul ăsta pandemic. Filologii nu sunt pe aceeași tagmă ca economiștii sau juriștii. Mai rar ne întâlnim la o discuție a unei teze ample, foarte actuale. Nu știu, printr-un miracol sau printr-o coincidență sau și în martie, când a avut o susținere prealabilă, doamna Florentina Patran, și acum argumente și fapte ca printr-un miracol dau o informație foarte importantă la capitolul limbaje ale limbajului petrolier. Fantastic! În numărul de ieri, de asemenea, se vorbește despre industria petrolieră, despre criza industriei petroliere și limbajul actual al industriei petroliere. Și zic, dar eu nu cred că dumneavoastră aveți o asemenea putere ca să comandați la distanță, mai ales săptămânalul argumente și fapte care are un număr impunător de cititori, peste 2 milioane de cititori. Asta încă o dată ne vorbește și nu trebuie să repet eu despre actualitatea aleasă a acestei teze de investigație care face onoare nu numai, să zicem, colectivului Universității Libere Internaționale, dar lumii filologice și din Republica Moldova și din România. Dat fiind că stilistica protocolului mă obligă să fiu foarte aproape de ceea ce spun, fără multe incursiuni linice, și eu am să citesc recenzia. Doamna Florentina Patrana a redactat ca teză pentru obținerea titlului de doctor în filologie, o lucrare foarte bine structurată, argumentată asupra lexicului din domeniul industriei petroliere în limba engleză. Dar, deși eu n-am adăugat și în limba română, dar foarte mult se face și la capitolul limba română. Este continuarea aproape firească a cărților de specialitate. Eu m-am uitat în numărul impunător
rar doctorand care vine la susținere cu 18 lucrări publicate în reviste de care ne face onoare. Este mai rar. Deci, pe timpurile noastre, când aveai 3, 4, 5 publicații, erai considerat unul din norocoși. Profit de acest moment încă o dată ca să vă felicit, doamna Pătran, pentru acest set de lucrări, cărți, investigații foarte prețioase. Mai desprețuim, fiindcă eu am redactat unele din articolele dumneavoastră în revista noastră Intertext. De exaluat în discuția doamnei Florentina Pătran, este o reconfirmare în plus că limbajele specializate, așa cum a spus-o și Eugeniu Coșeriu, vor constitui pivotul cercetărilor filologice în secolul 21. Țineți minte Andrei Malraux, care în secolul 20 a zis, secolul 20 va fi secolul lui Hristos sau nu va fi deloc. Iată, doamna Florentina Pătran îl reinterpretează pe Andrei Malraux și secolul 21 va fi secolul țițeiului, petrolului și gazelor. După cum știți, suntem zdruncinați. Nu numai de pandemie, dar și de această problemă. Deci, doamnei Pătran, arătăm, eu am spus și mai sus, și nu mi-e rușine să mai refer, nu ca actuală, ultra-actuală. Ultra-actuală, ținând cont de mai multe aspecte, atât la nivel filologic, cât și cel sociolingvistic. Limbajul este, în esența sa, fără alte determinări ulterioare, locus semanticus, în termenul clasic, adică expresie cu semnificat. Coșeriu zicea că limbajul ca instanță nedeterminată anterior gândirii, care oferă bază pentru toate activitățile spiritului. În această ipostază, limbajul nu cunoaște distinția dintre adevăr și falsitate sau dintre existență și non-existență. Asta este textul scris, ceea ce am dorit eu să spun în acest text. Am vrut să spun că dacă nu ne vom îndepărta de lingvistica integrală a lui Eugeniu Coșeriu, dar lucrarea pe care noi astăzi o prezentăm cu lux de amănunte, este scrisă în contextul coșerian, atunci lingvistica are viitor. Și ceea ce ne-a prevenit încă universul din Scoică, această mică publicație care a dat din dialogul lui Coșeriu cu filologii bălțeni, încă o dată el a revenit la lucrul acesta despre viitorul lingvisticii în secolul 20, atunci el a vorbit, dar eram în pragul secolului 21. Această capacitate a limbajului de a semnifica, regăsibil la nivelul limbii, se actualizează în discurs prin determinări ulterioare sau modalități de actualizare a enunțului semantic, și anume ca locus apofonicos, de tipul enunț judecată, care poate fi adevărată ori falsă. Așadar, limbajul industriei petroliere face parte din limbajul tehnico-științific și reprezintă doar una din posibilitățile limbajului în general. Teza pe care o supunem azi analistii este reușită de excepție în acest sens, deoarece își propune ca obiect de cercetare lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, conform teoriei coșeriene, cu privire la obiectul studiat care trebuie cercetat atât făcând parte dintr-un sistem, cât și conștientizând un sistem în sine însuși. Astfel, doctoranta studiază limbajul industriei petroliere atât ca parte a limbajului specializate, cât și formând un sistem având relații paradigmatice și sintagmatice în interior. Eu mă bucur pentru școala unde munciți dumneavoastră, eu nu m-am uitat în curriculum vitae ca să știu, să enunț cu exactitate locul unde munciți, dar fie asta o școală specializată, fie asta o universitate, mă bucur că are un asemenea colaborator care este pregătit fundamental în acest domeniu. În cadrul studiilor terminologice, se evidențiază tranșant mai cu seamă două probleme ce sunt imanente, importante și complexe, anume descrierea sistemică, sincronică, diacronică a lexicului. Aici eu vreau să sunteți un expert. Atât de riguros și atât de frumos a manipulat de la sincronie la diacronie și viceversa, că lucrul ăsta nu se simte, și n-am putea spune cu exactitate la care capitolul dumneavoastră sunteți mai
bine sau cu mult mai bine. Și formarea și dezvoltarea terminologiei pentru fiecare domeniu de credință au. Cu alte cuvinte, actualitatea cercetărilor terminologice contemporane cadrează cu abordarea saussuriană despre caracterul dicotomic al sistemului lingvistic și al valorilor sale, despre limbă ca sistem special, despre dicotomia, dicotomie, diacronie, sincronie și am dat un șir de nume pe care nu este cazul să enumăr. Însă vreau să profit de un calător de sosiuri, Alexandru Grau, Lucia Val. Lucia Val, am cunoscut-o și este un moment că este și domnul profesor de la Timișoara, corect am zis, de la Timișoara, care o să văd că nu am fost departe de, chiar și pe timpuri de restriște, n-am fost departe de profesor, mare profesor în lingvistică, Lucia Val, care nu numai că i-am ascultat cursurile și am tradus cursurile la Universitatea de la Moscova, dar în parcursul a 22-23 decenii ne-am cunoscut și am făcut multe lucruri frumoase împreună. Silviu Benejan, Corlăteanu și domnul Vahnaru. Domnul Vahnaru, vă rog să fiți pe fiecare. E oportun să menționăm un aspect în studiul fenomenelor complexe legate de constituirea limbajelor specializate. Și anume, faptul că majoritatea cercetătorilor în domeniul terminologiilor de ramură s-a efectuat și continuă să se facă în aspect sincronic și static, făcându-se abstracție de elementele dinamice în limbajele specializate. Teza doamnei Florentina Patran ne dovedește cu zeu de amănunte că sistemul terminologic al industriei petroliere constituie un proces dinamic, deoarece termenii se află într-o vădită și perpetuă în mișcare. Și vreau cu doamna Florentina Patran să vă adresez, dar n-am vrut că emoțiile, eu știu că sunt mari, vreau să vă întreb cam câte neologisme ați depistat acum. Vorbim despre sincronie, este imposibil ca să evităm, să zicem, tot neologicul, neo, acesta care sunt sigur că nu este pasiv, dar este activ. Doamna Pătran cunoaște foarte bine direcția lingvistice sistemice sinergetice care promovează cercetări din domeniul terminologiei principiul onomasiologic, pornind de la conținut, descriere explicită a conceptului, a noțiunii, câmp terminologic și apoi termen din domeniul industriei petroliere. Am observat și mă bucur că am avut mai multe teze la, cu terminologii specializate. Eu consider că pentru mine a fost un noroc. Am fost referent la teza doamnei Mincu, la terminologie, am fost la referent la... Dar la Câsna am fost referent și mi-a părut bine și domnul profesor de la Timișoara a menționat capitolul metaforizării termenilor despre care dumneavoastră și profit acest moment pentru a vă mulțumi pentru acest capitol la care ați muncit cu mult zel. Teza recenzată oferă o imagine amplă a situației în domeniul terminologiei industriei și în limba nu numai engleză, dar și în limba. S-a spus despre structură, s-a spus despre fiecare capitol, nu știu dacă are rostul să nominalizez totul ce s-a făcut în fiecare capitol, a făcut-o cu lux de amănunte domnul profesor, care l-am ascultat cu multă atenție și a făcut, într-adevăr, o sinteză foarte bună a lucrării. Vreau să vă spun că doamna Patran a prezentat o teză redactată, chiar normal să spui că nu-i scris într-o limbă românească, pe, ar fi anormal. Deci, dar recenzia cere să se indice în ce, care este limbajul acestei teze. O teză cu un aparat bibliografic, nu de atât că m-a citat și pe mine, nu, doamne, perește. Bogăția bibliografiei dumneavoastră este exact la subiect și multe surse, deși domnul profesor a găsit un glosar de 900 de pagini care astea despre care mai puțin am știut. Mulțumesc că ați ținut cont de observațiile mele pe care le-am făcut la discuția din martie. Mulțumesc mult și mare parte dumneavoastră ați ținut cont. Însă, vă întreb și nu diminuează lucrul ăsta, dar în formă de discuție.
iată, aveți 29, da? Da, nu, 30 chiar, de concluzii generale și recomandări. Iată, eu vreau să vă întreb, ce vede dumneavoastră sub numărul 5, stilurile funcționale în cadrul limbajelor au un rol fundamental? Eu știu de lucrul ăsta de mult, de vreo 60 de ani și toată lumea știe. Adică mulțumim, este bine, dar ați putea liber. Că teza dumneavoastră, dacă ar avea numai 15 sau 18 concluzii, nu ar fi cu nimic, absolut cu nimic. Și aș mai putea să zicem, dar să nu par eu că nimeni nu v-a atacat și nu ar trebui eu, fiind în comisia de îndrumare, să fiu cel mai, știu eu, mai rânzos. Nu vreau deloc lucrul ăsta. Mai e încă un lucru micuț de tot, dar care pentru mine, fiind în comisia de îndrumare, observații mici. Codul nostru de specialitate, 625.05, semiotică, semantică, pragmatică. Deschidem la capitolul 2, la pagina 62. Și dumneavoastră, voi, snore, ziceți, în capitolul de bază la metodologie, care ziceți, studiul nostru provine din nevoia reală de a oferi o lucrare de referință lexicografică. E chiar în primele pagini de la unde dumneavoastră argumentați metodologic să spuneți că lucrarea este lexicografică, dar s-au propus toți, au zis că tare ar fi bine dacă ați avea un glosar, ați avea o anexă, ați avea un dictionar. Inclusiv lexicografică. Repetem o dată, nici în mele observații absolut nu diminuează nici într-un fel. Volumul, cum am zis eu, nu diminuează munca. Așa. Munca dumneavoastră efectuată pe parcursul a ani și ani. Mulțumim că ne-ați ales pe noi, Universitatea Liberă Internațională. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim. De viitor. Nu știu, pentru mine e grozav de tânăr. Și mă bucur că sunteți, astăzi vom vota pentru un nou filolog bine pregătit, care vine în cohorta viitorilor filologi și care mi veți face și o lucrare lexicografică fundamentală și eu vă promit că nu mor până nu mi-a trimis cu autograful această lucrare la capitolul atât de actual pe care l-ați investigat dumneavoastră, lexicul din domeniul industriei de brulie. Vă rog să luați să țineți seama, nu v-am întrebat de parantezele din tipul tine. Mulțumesc de atâta frateță. Mersi. Dacă doamna... Deja au fost clarificate. Da, toate au fost. După avizul din 22 martie. Așa. Dăm cuvântul domnului Vasile Bahnaru, doctor habilitat în filologie, profesor universitar în filologie română. Stimați colegi, eu n-am să fac trimitul organismul. I-am dat doamnei Angela, i-am dat un scris acolo, de m-a ajuns pe timpul. Câte capitole și câte numărul de concluzii, de recomandări. Astea sunt sumele acelea, nu prezintă interes pentru a fi discutate în public. Eu doar aș vrea să spun câteva momente. În primul rând, tema care o ia dumneavoastră în discuții coincide cu criza pandemică și petrolul și gaze. Dar mai iese ceva. Ea va rămâne din istorie lucrarea asta. Știți că astăzi se lucrează intens. Problema obținerii energiei, inclusiv atomice, fără a fi radioactivă, s-au alocat bani grei, miliarde și miliarde, la NISA, să lucrează. De altfel și un molean de la noi de aici e încadrat, chiar în zilele astea încolo, să lucreze în domeniul ăsta. Așa fel încât să nu mai fie folosit nici petrol, nici gaze, nici mai știu eu, poate că numai lemn de foc o folosim pe nori pentru a face o mămăligă sau a prăji o cap. Bun. În ceea ce privește tema, sigur că e bună, e
în general, orice teză, să zic eu, din doctor, din doctor, se cere, în opinia mea, ca autorul să demonstreze capacitatea de a studia, de a formula niște concluzii. Nu se cere aici descoperire epocale și așa mai departe. De ce? Se cere să demonstreze că el cunoaște metodele de cercetare, poate aplica la un anumit domeniu și așa mai departe. Eu nu în zădare am pus întrebarea aceea, ce ai descoperit nou, ce fenomene de limbă sunt. Nu, sigur că nu sunt. Ele demonstrează orice teză de consacrat unui limbaj special, demonstrează doar frecvența sau mai puțin frecventă un fenomen într-un domeniu sau altul. Dar, mă rog, eu câteva obiecții am doar și cu asta să închei. În primul rând, nu știu, dar nu-și prea acordă prea multă atenție sau o fac mecanic, nu știu, fără a face o distinție nietă dintre ontologic și gnosologic. Am spus-o pe acolo până la, că una e, sigur că mi se poate obiecta, că eu sunt împotriva îmbinării sintagmei, hai zic altfel, semn lingvistic. Dumitare mai folosește și semn glotic. Până la urmă, și glotic ține de știință, nu numai lingvistic. Mai curând e semn verbal, dar și aici ar trebui totuși de făcut distinția asta, dar sunt și altele. Uite, Dumitare faci, chiar astăzi vorbea acolo, despre transfer metasemic. Ce înseamnă transfer metasemic? Nu este tautologic, în opinia Dumitare, treaba asta. Că meta înseamnă schimbare, transfer. Nu e reușit treaba, să trebuie gândit acolo. Transfer semantic pur și simplu și gata. Pe urmă, Dumitare, dar mai mult fac lucrurile, să nu greutate, vorbesc numai despre metaforă. Oameni buni, nu e adevărat. Eu m-am, cât de cât cunosc domeniul, nu e așa, pentru că toate transferurile astea semantice se fac, de fapt, pe baza, dacă folosim terminologia poetică, se fac pe baza metaforilor și metonimiilor. Zici metaforă și probabil că ai vedere și metonimia. Odată e vorba de relațiile de similitudine, de asemănare, a doua oară e relațiile de contiguitate sau de vecinătate, hai să zicem altfel. Vedeți? Chestiile astea trebuie, într-un fel, deși ele subînțeleg, Dumitare ai în vedere și una și alta, ar trebui totuși într-un fel clarificate, pentru că e vorba de o lucrare științifică, oricum. Eu văd chiar, uite, treaba asta e o întâlnit la foarte mulți specialiști. Atingerea scopului, îl priam acolo. Păi nu-mi place. Nu e vorba că este incorrect românește. Nu e de ținută, nu trage la ținuta unei lucrări științifice. Realizarea scopului, eu știu acolo. Puteți găsi mai multe forme. Cu asta încheie și ca să nu vă duc. Toate astea zic, ea a demonstrat cu lux de probe că cunoaște, a studiat în profunzime treaba asta, adică sistemul ăsta lexico-semantic în terminologia petrolieră și trage la cântar, să zicem așa, ca moșion și merită să-i se acorde titlul de doctor în filologie. Și spor la muncă. Vă mulțumesc, Moris. Cuvântare e doamna Angelica Lifar, doctor în filologie, conferențială universitară, Universitatea de Stat. Cred că m-am luat fără microfon. Stimată doamnă președinte, mulți membri ai Consiliului, eu voi da citire recenței la teza de doctor în filologie, intitulată Studiul semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, specialitatea 605, semantică, pragmatică, doctor la
suprafață, pune în discuție problema limbajului specializat în industrie petrolieră, în limba engleză, abordându-l din perspectiva analizei semantice și a cele pragmatice. Prima dată este actuală prin mai multe soluții pe care le propune autoarea în urma elaborării cercetării. Mai întâi de toate, limbajul specializat tehnic, acest limbaj nu i s-a abordat cu atenție științifică profundă până în prezent, iar în epoca globalizării și a interacțiunii interculturale, engleza este limba numărul 1 de comunicare. Aceste condiții le cer semanților implicate în studii particulare, precum acesta, pentru a elabora glosare, dicționare de termeni tehnici care ar ușura munca profesorului, studentului și cel al traducătorului din domeniu. Mai mult, acest studiu este actual prin aplicarea teoriilor moderne și teoriilor clasice, occidentale și autohtone de analiza fenomenelor de limbă, precum Satir, Galperin, Hutchinson, Waters, Evans, David Carter, Fanny Kern, Ibsen, Angela Sabin, iar pentru abordare metaforică a termenilor petrolieri englezi și români s-a ținut cont atât de teoria a lui George Lakoff și Mark Johnson, cât și de teoria domnului profesor Vasile Vahman. În același timp, studiul de față este actual pentru că îmbină în sine nu numai aspectul teoretic și cel practic, dar și parțial cel didactic. Unitățile lexicale specializate exprimate metaforic prezintă o dificultate pentru studenții care studiază engleza, iar teoria metaforei comunicative și cea a metasemiei vine în ajutorul savantului și cea a profesorului și ajută la înțelegerea motivării formării acestei unități filotice dintr-o limbă străină în comparație cu cea maternă. Analiza semantico-pragmatică propusă de autoarea lucrării de față are ca scop completarea diferenței existente între partea tehnică din domeniul industriei de petrol și gaze și cea din specializată prin evidențierea și surprinderea aspectelor lexicale, aspectelor lexicale, sintagmatice și morfosintactice din ambele limbi. A fost elaborat câmpul conceptual semantic al lexicului din domeniul petrolier, prin punerea în aplicare metodei analizei semice, iar în scopul evidențierii relațiilor de verticală și orizontală a elementelor câmpului, a fost utilizată metoda cercetării câmpurilor funcțional conceptuale, de exemplu, microcâmpului conceptual OIL, despre care a vorbit doctoranda în discursul său. În urma elaborării capitolul 3, intitulat Clasificări și particularități ale lexicului din domeniul industriei petroliere, în care corpusul tehnic selectat a fost supus analizei lexicomorfologice, s-a ajuns la concluzia că cel mai productiv procediu de creare termenilor petroliere este compunerea, peste 70%, ceea ce nu corespunde cu procedeile de formare a cuvintelor în engleza comună, sau în limbajul general, acesta fiind conversia și derivația în engleza modernă, dar în conversie. Capitolul 4 al acestei lucrări este rezervat scriere și prezentării conceptelor metasemice, limbajul tehnic specializat, fenomenul metaforic notat ca procedeu de formare a cuvintelor modice în cadrul lexicului tehnic specializat este pus în centrul atenției. Autoarea specifică abordarea metaforei în lingvistica modernă din două perspective, în viziunea savantului Coșeriu și în viziunea savantului Vahnalu. Ca rezultat al analizei modelelor metasemice pentru termenii well, gas, pipeline, tools, equipment, drilling operation, production operation, well operation, doctoranda a identificat următoarele surse: obiect, om, organisme, vii, plante, gaze și natură. Noutatea și originalitatea științifică constă în elaborarea glosarului de termeni din domeniul petrolier ca expresia problemei limbii engleze ca una specializată. Studiul lucrării are caracter academic, specializat, autoarea oferează termenii din domeniul studiilor aplicate pentru analiza corpusului propus, ceea ce corespunde cerințelor ghidului de elaborare a tezei de doctorat. Bibliografia este elaborată corect
Sursele sunt indicate pe linia parte și conțin toate detaliile necesare, iar rezumatul reflectă conținutul tezei în plină corespundere. În concluzie, menționăm că lucrarea discuției este un studiu complet, elaborată coerent și logic, cu o abordare atât structurală, semantică, cât și pragmatică, ceea ce îi oferă cercetării o perspectivă modernă și actuală. Acest fapt ne permite să susținem că doamna Flora Florentina, pretendentă la gradul de doctor în filologie, merită pe deplin conferirea acestui titlu. Da? Vă mulțumesc! Pasul 5 minute și-o vreau. Cuvântul are doamna Leniana Popovski, pentru a filologie, cercetător științific. Dar poate răspunde ea ce doamna e. Doamna deja spus, a spus, mai repede, mai repede. Nu, dar și zic și ea, mulțumesc, măcar. Am zis, am spus deja. Condițiile de dezvoltare publice mai referitor în domeniul științei și se impune cunoașterea și studierea de valorilor specializate, a unităților specifice și a modului în care acestea funcționează în continuare. Dar nu de toată lumea. Este doctor în filologie. Nu de toată lumea. Alte specialiști. Este de doctor în filologie, urmată de doamna Florentina Pătran, răspunde acestui interactiv, abordând un sistem terminologic mai puțin studiat, și împând astfel un vol în sfera cercetărilor privind limbajele specializate. Lucrarea denotă competențe de investigare științifică ale autoare. Actualitatea și importanța temei sunt argumentate, scopul și obiectivele a determinat structura crizei care se prinde introducere la unor capitole, concluzii generale recomandări, bibliografie din 172 de surse și 5 anexe. Primele două capitole oferă fundamentare teoretică și metodologică a cercetării, necesară pentru obținerea unor rezultate pertinente. Sunt evidențiate câteva corelații esențiale pentru delimitarea exactă a obiectului de studiu al tezei. Limba limbaj, limbaj comun, limbaj de specialitate, lexic comun, lexic specializat, competență pe romanță, arbitrajul privat, engleza de persoană generală, engleza pentru scopuri specifice. Sunt definite conceptele cheie cu care se operează pe parcursul lucrării, tehnologie, limbaj de specialitate, studiu funcțional, metasimie, problematic, prima intervenție într-o scopuri specifice. Atât de utilă este stabilirea perspective de abordare tehnologia veste, cea petrolieră. Autoarea filmului expres, studiul este un obiectiv sinologic, așadar, lucrarea reprezintă o încercare generală, zice noi, de analiză a vocabularului petrolieră de pe condițiile sinologice ca și limba secolului, ceea ce presupune înțelegerea justă a teoriei sinologic, unor probleme lingvistice dificile, cum ar fi relația semnificant-semnificat, problema arbitrarului, semnului limbice a nominației și a motivației, precum și cea semnificării. Acest lucru a fost posibil datorită unui solid suport teoretic, format de lucrări referințelor semnologicii, sociului, Kirch, Morris, Eco, dar și autor lingviști notori, Palin, Iacob, Sorbunan, Sărbic, Tantan și alții. Totodată, complexitatea problemei tratate a necesitat incursiuni în mai multe domenii conexe, terminologie, lexicologie, onomatologie, motivologie, sociolingvistică, stilistică, precum și în teoria poșteleană pe generația limbii. Un alt aspect din primul regionalitate de studiu este îndemnarea perspectivei științifică teoretice cu cea didactică, cercetându-se în serie de unități specifice lexicului diferit de referitor la industria petrolieră, care prezintă dificultăți pentru învățare, iar în acest sens nu este zicită de importanță relevanța actualităților emise pentru scopuri specifice, ca o direcție în pretare din de orientată spre nevoile reale și imediate ale ocupanților și care vizează însușirea de mulțuie specifice în anumit domeniu de activitate. Merită a fi remarcată atenția pe care autoarea o trebuie constituie corpusul, probabil empirica cercetării și cadrul de metodologie de analizatorului. Cele două catedre semiotice, semantică și pragmatică, au determinat alegerea principalelor metode de studiu, metoda analizei semnice și cea analizei contextuale, utilizate pentru asociere cu alte metode complementare de natură cantitativă sau calitativă. Contribuția personală a lucrării dezvoltă deosebit partea practică a lucrării, constituită din alte două capitole, în care lexicul de domeniu indiciei de probe, exercitat din diverse surse de specialitate, este pentru prima dată clasificat și sub analizei conform obiectivului de tratare. Clasificarea de tehnologii care le
engleză cât și limba română, identificându-se pe baza teoriei de analize conceptuale, modelele meta sunt de ce specifice tehnologiei pentru ele în comparație cu cele restului comun. Studierea neutroasă a creierilor în cursul lui Trexa le permit autoare să realizeze o participare așteptă în baza multe viații, preiectând modelele conceptuale esențiale care stau la originea lor. Modele antropomorfe, zoomorfe, fitomorfe, etc. Cine sunt conceptualizările singulare, parțial, singulare și absolut diferite între teorii, respectiv metaforele singulare și parțial, metru de 6 metri. Concluziile după conținutul teze, recomandările sunt comportune și teme de oameni considerare, criptografie este și încălătoare și este prezentată cu conștiință. Apreciem de asemenea faptul conceptului care sunt folosit de frate, figuri, programe, administrative, elaborate de autoare, la fel de binevenite sunt anexele de la mine în lucrări, cerul este redactat într-un limbaj academic relevant și corect, rezumatul sintetizează reușit conținutul tezei și respectă regulile de prezentare. Deci valoarea lucrării este incontestabilă, avem o chestie care sperăm să fie considerată mai degrabă de sugestii. În lucrarea de denunțări lingvistică este utilizată în mare parte în multe acest fapt. Constatăm totuși o anumită ambiguitate a termenului câmp sau microcâmp, care apare cu mai mult determinanți, câmpul semantice, funcțional, semantice conceptuale, lexico-semantice, lexicale și conceptuale, fără a se explica dacă există și cerește și la fel conceptual, sau este vorba despre aceeași înțeleg. Având în vedere logica internă a lucrării în trecut, dacă nu ar fi fost cazul ca analiza de material concret și diagrame aferente incluse capitolul 2, paragraful 2, 2, să fie deplasate în capitolul 3 sau 4. Are cercetări îmbinând perspective variate, teoretică, științifică, fantastică, didactică, mi s-a părut foarte amplă. Și cu siguranță tema poate fi dezvoltată într-un studiu și mai vast, care să elucideze aspecte ce au fost abordate doar tangențial, ceea ce ar trebui să consider mai degrabă un involv pentru continuarea investigațiilor științifice de către doamna Tatiana. Continuau cu clientă, cred la studii semantice și pragmatice, care au fost specializate, restul este un studiu încheiat. Încheiat, original, îndeplinește condițiile mai tare ca să se acerce în lucrări, poate fi apreciat o calitativă bun, bine, foarte bine, iar autoarea care poate ne-a învățat, merită fete prin conferirea acestui științific de doctor teologie la specialitatea semiotică, semantică, pragmatică, limba engleză. Vă mulțumim și dăm cuvântul doamnei Tatiana. Da, într-adevăr, mulțumesc. Într-adevăr, acest studiu va fi un imbold pentru mine în continuarea cercetării științifice. Referitor la sugestia privind analiza de material concret și diagramele aferente incluse în capitolul 2, paragraful 2.2, să fie deplasate în capitolele practice 3 sau 4. Aici vreau să precizez că structura capitolelor a fost realizată în conformitate cu ghidul ultim de elaborare și redactare a tezei de doctorat și a rezumatului. Iar referitor la prima sugestie, recomandare, privind anumite diferențe și la nivel conceptual sau doar la nivel de noțiune, atunci când vorbim de termenul microcâmp sau câmp, vreau să precizez că e vorba de unul și același. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Cuvântul are conducătorul științific, doamna doctor Habilita, la Sabin, profesorul universitar. Mulțumesc, doamnă președinte, înalt consiliu. Conform noului regulament al școlilor doctorale din Republica Moldova, și conducătorul științific are dreptul să-și spună cuvântul în formă de recenzie. Eu nu am să dau o citire recenzii pe care am redactat-o mai amplă decât pentru prezentare, dar vreau să menționez anumite aspecte pe care stimații membri ai Comisiei de Susținere nu le cunosc. Domnul Manole a întrebat unde activează doctoranda Florentina Pătran pentru a înțelege cât poate fi de profund o cercetare științifică și vreau să vă spun că în cazul dat, interesul pentru un atare obiect de studiu, lexicul din domeniul petrolului și al gazelor, se explică prin faptul că doamna Pătran
pe lângă activitatea de predare, mai are și în exercițiul funcțiunii sale calitate de traducător și lucrează într-un concern internațional care se ocupă de gaze și petrol. Și deoarece a fost acest impact de imposibilitate de a găsi de fiecare dată echivalența sau traducerea termenului sau lexemului din acest domeniu din engleză în română, a apărut necesitatea acestei teze. Cu atât mai importantă este această teză. Da, cu atât mai importantă este această teză, fiindcă teza a soluționat multe lacune, imprecizii sau imperfecțiuni în domeniul acestui domeniu. În această problemă constă importanța și actualitatea acestei teze. Este o teză in vivo care a fost aplicată pe viu în activitatea domeniului de traducătoare, de translator, și care a dat rezultate. Orice lucrare teoretică trebuie să treacă prin aplicare practică. Când redactăm un manual, trebuie să-l trecem și prin grup sau prin clase pentru a vedea care sunt imperfecțiunile acestui manual. Când e vorba de această teză, iarăși ea a fost probată, cum trece fierul prin foc și deci impuritățile se dau la parte și rămâne fierul curat, același lucru aș putea să spun și referitor la rezultatele acestei teze care au fost probate prin activitate practică. Ceea ce nu știu, stimați membri ai Comisiei de Susținere, este și calitățile personale ale doctorandei și sunt în drept să vorbesc despre ele, fiindcă am lucrat cot la cot 4 ani de zile și vreau să menționez faptul că doctoranda a scris în termen, a redactat în termen teza și a pus-o pe tapet în termen la final de 4 ani de școală doctorală. Și lucrul acesta este lăudabil și deci demn de menționat. Atunci când vorbim despre calitățile personale ale unui cercetător, bineînțeles că vorbim și lucrul acesta se referă și la doamna Pătran, și nu este nici într-un fel o laudă, ci este mențiune a realității, că doamna a dat dovadă de disciplină, de organizare, de consecutivitate. Nu a fost odată ca să-i spun să facă un lucru sau să o direcționeze într-o direcție de cercetare, într-un domeniu de cercetare, mai bine zis, și ea să nu urmeze ceea ce îi spun. Cu toate acestea, ea a amplificat de fiecare dată ceea ce îi spuneam, fiindcă ea este toctă în acest domeniu, știe mai bine decât alții de ceea ce se ocupă, fiindcă asta este, de fapt, menirea doctoranților. Ei cunosc cel mai bine domeniul de studiu, fiindcă se aprofundează mai mult decât ceilalți. De ce? Fiindcă vor să aducă un cuvânt nou în raport cu ceea ce s-a spus până la ei. În acești 4 ani vreau să menționez creșterea esențială profesională a doamnei Pătran în ceea ce privește cercetarea. Din păcate, facultățile și din Republica noastră și din România nu pregătesc studenți pentru cercetare. Ei pregătesc foarte mulți specialiști în anumite domenii la care sunt specializați, în limbi, dar nu în cercetare. Asta e probabil că este o lacună, nu știu, a acest postmodernism al nostru sau al anumitor condiții sociale, politice, dar asta este. Și atunci când venim un cercetător care este format sau care este în posibilitatea de a demonstra că poate deveni un foarte bun cercetător, este lucru lăudabil și lucrul acesta se explică prin lucrul individual, asidu, în această privință. Eu aș îndemna membrii comisiei să susțină această teză. Este o teză muncită, o teză originală, lucrată individual, deci sunt rezultatele lucrului personal al acestei lucrări și vă îndemn să susțineți și doamna Patran consider că merită să se confere titlul de doctor în științe filologice. Mulțumesc! Mulțumim! Diana, ce e etimologia? În continuare, rugăm respectuos ca sala să rămână doar membrii Comisiei de Susținere.
pe doamnă Florentina Pătran. Cu permisiunea dumneavoastră, voi da citire procesului verbal. Procesul verbal privind rezultatele votării membrilor Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctor a doamnei Pătran Florentina cu tema studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză. Au fost prezenți la vot 7 membri ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Pentru conferirea titlului științific de doctor în filologie s-a votat pro 7 membri ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, contra 0 membri ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Pentru atribuirea calificativului general al tezei de doctor susținute, studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, s-a votat pro 7 membri ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, contra 0 membri ai Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat. Președinte al Comisiei de Susținere Publică, Eugenia Nicu. Vă mulțumim. Și decizia. Felicitări. Vă mulțumesc. O să prezintești ceva? La final. Decizia. Voi da citire deciziei Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat din cadrul Universității Libere Internaționale din Moldova, privind susținerea tezei de doctor a doamnei Pătran Florentina cu tema studiu semantic și pragmatic a limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză și conferirea titlului științific de doctor în filologie la specialitatea științifică 62105, semiotică, semantică, pragmatică, limba engleză, din 28 octombrie 2021. Comisia de Susținere Publică a tezei de doctorat confirmă discutarea tezei de doctor cu tema studiu semantic și pragmatic a limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, elaborată de doamna Pătran Florentina, conducător științific, Savin Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, pentru obținerea titlului de doctor în filologie. La ședință au fost prezenți Mincu Eugenia, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar președinte, Savin Angela, doctor habilitat în filologie, conferențiar universitar, conducător de doctorat, Manol Ion, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru al Comisiei de Îndrumare, membru referent. Bahnaru Vasile, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, membru referent. Lefar Viorica, doctor în filologie, conferențiar universitar, membru referent. Popovski Leliana, doctor în filologie, cercetător științific superior, membru referent. Comentariile și concluziile Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat privind calificativul atribuit. Punctul 1. Noutatea și originalitatea lucrării. Doctoranda Pătran a elaborat un glosar de termeni din domeniul petrolier ca expresia problemei date, care este studiată teoretic de pe poziția motivației, apariției, existenței și utilizării sale, în primul rând în cadrul predării limbilor străine. Se realizează completarea unui studiu comparativ contrastiv privind dezvoltarea lexicului din domeniul petrolier la nivelul limbii române prin elaborarea unei investigații fundamentale a englezii pentru scopuri specifice din perspectiva desemnării metasemice a elementelor tehnice pe baza motivației în lumina unor concepte de pragmatică și semantică generală împreună cu o decodificare profesională a lexicului din industria de petrol și gaze în diferite câmpuri funcțional-semantice. Se propune evidențierea trăsăturilor semantice și structurale unice ale englezei tehnice, precum și unele interferențe lingvistice între limbajul general și cel specializat. Se identifică semne suplimentare ale lexemelor din domeniul petrolier de pe state de autoare, în baza documentelor de specialitate, în raport cu cele deja reliefate în dicționarele explicative. Punctul 2. Suportul metodologic al lucrării.
A fost utilizată o modalitate variată de cercetare menită unei cunoașteri multilaterale. Au fost utilizate metodele descriptive, substituționale, contextuale, analize semice, etc. Pe lângă acestea, în teză sunt folosite unele procedee ale metodei structural-semantice. Pe parcursul efectuării studiului, au fost valorificate diverse surse ale limbajului specializate, susținute fiind de dicționare și studii monografice de specialitate, astfel a fost folosită metoda documentării. Elaborarea unui corpus bilingv român-englez, englez-român, a limbajului tehnic multidisciplinar a fost efectuată utilizându-se metoda comparativ-contrastivă. A fost folosite metode de investigație diacronică și sincronică, întărite de exemplificări și activități practice menite să activeze și să consolideze autonomia de comunicare în limba română. Punctul 3. Valoarea științifică a rezultatelor. Teza luată în discuție conține elemente lexicale din domeniul petrolier și al gazelor care vor ajuta la dezvoltarea abilităților de limba engleză în domeniul afacerilor și al ingineriei. De asemenea, este relevată utilizarea vocabularului în diverse situații, realizându-se diferența dintre engleza colocvială și cea științifică, datorită prezentării comparativ-contrastive între elementele lexicale ale celor două idiomuri. Fiind o siteză a variatelor abordări privind stilul, limbajul tehnic, valoarea științifică a acestui studiu este motivată de materialul atent selecționat și prezentat pe departamente de lucru. S-a recurs la selectarea unei serii de unități lexicale mai puțin cunoscute de nespecialiști, cu scopul de a explica utilizarea corectă și adecvată a lor de către traducătorii din domeniu. Toate aceste elemente și aspecte conduce la livrarea unor rezultate care să elimine și să evite apariția unor eventuale ambiguități în utilizarea lor. De asemenea, determinarea echivalențelor corecte ale termenilor din limba română cu cei din engleză prezintă valoare științifică a prezentei lucrări prin stabilirea relațiilor pe orizontală și pe verticală din interiorul sistemului lexical al limbajului specializat sau comun interdisciplinar, ale cărui unități glotice a fost opuse transformărilor metasemice. Punctul 4. Redactarea tezei și conținutul tehnic. Teza de doctorat, studiu semantic și pragmatic a limbajului specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, este redactată într-un stil științific adecvat cu metalimbajul specific temei de cercetare, este perfectată în corespundere cu regulamentul cu privire la redactarea tezilor de doctorat a școlii doctorale. Punctul 5. Respectarea eticii și deontologiei profesionale. Doctoranda Pătran Florentin a respectat etica și deontologia profesională. A redactat o teză originală în baza propriei cercetări, făcându-se trimiteri la opiniile altor cercetări cu indicarea surselor bibliografice de fiecare dată, fapt oglindit și în raportul antiplagiat printr-un mic număr de similitudini. Doamna Pătran a prezentat o lucrare originală pe baza propriilor investigații, aducând un aport inedit în studiul lexicului specializat din domeniul petrolului și al gazului. Punctul 6. Calitatea susținerii publice. Teza, studiu semantic și pragmatic al limbajelor specializate, lexicul din domeniul industriei petroliere în limba engleză, a fost susținută la nivelul cerut de regulament cu privire la susținerea publică a tezelor de doctorat și a fost calificată de membrii comisiei de susținere cu calificativul foarte bine. Punctul 7. Publicarea în ediții științifice, prezentarea la conferințe științifice. Doamna Pătran Floritina a publicat la tema tezei de doctorat 5 cărți de specialitate, peste hotare 8 articole în reviste științifice în Republica Moldova și în România, inclusiv 4 articole în reviste științifice acreditate, categoria B și B+, articole în lucrările conferințelor internaționale, participare internațională și națională. În baza celor menționate, membrii Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat au decis, deja a decis, dacă mai trebuie să mai numelizăm membrii Comisiei, că deja nu-i cunoaște, a solicita
confirmarea deciziei Comisiei de susținere publică a tezii de doctorat de către Senatul ULIM și înaintarea tezii de doctor și a dosarului doamnei Pătran Florentina spre validarea deciziei Comisiei de susținere publică a tezii de doctorat la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Vă mulțumesc și felicitări! Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc pentru acest moment, vă mulțumesc pentru acest final, vă mulțumesc pentru toate recomandările și sugestiile pe care le-am avut de-a lungul anilor, pe care am încercat să le îndeplinesc, le-am îmbrățișat, le-am îmbrățișat în totalitate și bine le-am și implementat. Mulțumesc doamnei profesor Cordoatos din Angela pentru toată răbdarea și pentru toată munca depusă împreună. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc multă sănătate, să ne mai vedem și cu altă ocazie și sperăm să avem și diploma în final, după tot acest proces lung și anevoios. Dar se pare că rezultatele au fost pe măsură și am ajuns la un final meritat. Acum aș vrea să spun vă mulțumesc, dragi colegi! Mulțumim și domnului profesor, care cred că mai este aici. Vă mulțumim pentru timpul acordat. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce mi-ați recomandat și toate cele bune. Felicitări, la revedere! Felicitări!